să ne aducă demnul și foarte bun să înceapă cu versetul 10 din 11. Gonește orice necaz din inima ta și depărtează răul din trupul tău, căci tinereța și florile vieții sunt trecătoare. Dragii mei, uitându-ne la acest înscris aici, ni s-ar pare cumva, cum adică pentru tine necaz? Cum adică pentru tineri o stare din asta? Cum ați auzit? Departă orice necaz din trupul tău și pe lângă aceasta depărtează și răul din trupul tău. Consecințele răului aduc necazul. Dacă nu există un rău, nu există niciun necaz. Dar răul produce necaz. Dacă ți se întâmplă o nenorocire care e rea, aduce necaz. Dacă se întâmplă o ceartă care e rea, aduce necaz. Dacă se întâmplă o poftă trupească în trup, pe urma ei vine un necaz. Și așa mai departe. Tinerii, deci, sunt sfătuiți astăzi prin Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu, în primul rând, să depărteze necazul și răul din trup. Lucrul acesta este extraordinar de mare. Încă azi noapte, prin Harul Domnului, am avut sub formă de o cunoștințare, o vedenie, o pasăre foarte urâtă, prezența unui duh care încerca să lovească prin biserici, nu numai într-un loc, ci își întinde aripile, pare că peste tot globul, să lovească în biserici partea tânără, lovind partea tânără să distrugă. Așa cum în Cântarea Cântărilor, în capitolul 2, noi putem citi un cuvânt foarte însemnat care vine și ne spune aici, în versetul 15, prindeți-ne vulpile, vulpile cele mici care strică viile, căci viile noastre sunt în floare. Astfel, deci, tinerii care sunt în floarea vieții și care formează via Domnului și de azi și de mâine, ei pot să fie stricați datorită vulpilor mici. Vulpile mici pot să fie niște duhuri venite prin oameni, în special prin prieteni. De atâtea ori am auzit cuvântul Duhului Sfânt vorbind către câte cineva, ai grijă că o vulpe vicleană îți tot trece pragul casei, să nu iei seama la sfaturile ei. Și sigur, era un om, numai că gândurile care îl purtau venea de la cel rău. Era, deci, vulpe vicleană. Domnul Iisus Hristos, când vine unii la El și îi spune, Irod vrea să te omoare, trebuie să pleci de aici. Dar atunci El îi spune, mergeți și spuneți vulpii aceia viclene care v-a trimis la mine. Să-i spuneți așa, astăzi și mâine lucrez, a treia zi voi isprăvi. Dar era vorba de cele 2000 de ani și intrând în a treia mie de ani, nu știm când, se va isprăvi cu vestirea Evangheliei că va veni Domnul și se vor schimba lucrurile. Glorie Domnului! Apoi,
Vulpea aceasta vicleană strică viile care sunt în floare. Tinereța este floarea vieții. Și acum, când e floarea vieții în toiul ei, oamenii sunt mai veseli, sunt mai afectați de câte toate. Dar în toate acestea, noi trebuie să vedem mult. Mă bucur de mame și tați care au putere să veghează asupra tinerilor lor până în cele mai adânci amănunte. Am întâlnit soră care a venit la mine cu băiatul ei, băiat tânăr, și a venit și mi-a spus: frate Hozan, te rog să faci o rugăciune pentru copilul ăsta. Dar ce, e bolnav? E foarte bolnav, dar e bolnav nu cu o boală, ci bolnav că s-a apucat de o patimă urâtă. S-a apucat să se autosatisfacă singur. Și am vorbit cu el și l-am prins la asta și nu știu cum el a început să plângă. Și a mărturisit și el cât e de stăpânit de patima aceasta scârboasă. Și ne-am rugat lui Dumnezeu și în cele din urmă a mărturisit că a fost eliberat. Slăvit să fie Domnul! Deci patimile trupești se pot lega de copii de la 7-8 ani și mai tineri se pot lega de ei patim trupești. Ce face o patimă ca asta? Strică via, ea e în floare, este încă tânără, tânăr copilul, fata, dar nu mă vezi la un moment dat că se împotrivește la orice îi spune tata, la orice îi spune mama. Se împotrivește, nu vrea să asculte. Sau, mai mult decât atât, foarte mult din tine pot să-i vezi și prin adunări și acasă, stau tot triști, tot cu capul a plecat în jos. Dar dacă se uită la filme sau în ceva, reviste, sau cu prieteni din ăștia lanți din lume, așa râde, așa e de voios. Deci toată plăcerea lui și-o găsește în vulpea care strică floarea. Dar noi ar trebui să veghem unii asupra altora, cum zice cuvântul, și să îndemnăm pe fiecare băiat și fată să-și țină viața curată. Cum s-a rugat Apostolul Pavel: și mă rog neîncetat ca Dumnezeu să vă păstreze întregi Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru. Este necesar și trupul să fie păstrat întreg. Atunci când e întreg trupul, Duhul, sufletul, atunci omul la rugăciune zvâcnește, la cântare, cântă cu putere. Atunci, la ascultarea cuvântului, interesant, face notițe și așa mai departe. Când nu, vine la adunare că vine cu tata și cu mama, dar nu-l interesează. Când cântă adunarea, el de-abia mișcă buzele. Când e vorba să se roage, nici vorbă, nu se roagă. Când e vorba să ascunde Evanghelia, are alte ocupații și n-aude nimic. Dar m-am bucurat foarte mult, de exemplu, un copilaș de 9 ani al lui unul Vasile Barac, când am ieșit afară de la adunare după ce am predicat, vine lângă mine în trotuar afară la stradă. Se lipește așa de mine, îl cunoșteam, deci pui mâna peste el și strângă așa, dar el se uită la mine: să știi, frate Hozan, că ai predicat bine,
ai predicat frumos. M-am uitat la el, măi, Doamne, știi ăsta, se vorbește, știi? Sau numai așa. Dar tată său, nu, nu. Ascultă numai. Că și la anul, dacă-i veni, o să-ți arate toată predica schițată. El de mult timp toate predicile le schițează, când merg acasă le scrie punctele principale din predică. Că el a zis, când e mare, vrea să predice și el și să aibă material gata. Auzi? Ce binecuvântare, măi, să vezi un copil că stă așa și ascultă predica. Săvit să fie Domnul. Dar zice, să vezi ce m-a prins. Păi cu ce te-a prins? Zice, am vorbit de cele șerpe păcate ale Sodomei și Gomorii. Și când a fost la vreo două zile după predica mea, vine la mine în dormitor. Tată, cinci din cele șerpe mi-am adus aminte și le-am scris. Două nu mi-aduc aminte. Te rog, spune-mi care au fost și alea două. Dar tată să ia, nici nu le mai exclim, ce minunat să vezi un băiat tânăr preocupat de Evanghelie. Nu ăla nici. Păi nu-i mic, măi, dacă poate sta singur în picioare, nu-i mic. Trebuie să asculte și trebuie să învețe, nu-i mic. Nu-l lăsa când tu te pui la rugăciune, el să se culce pe sofră sau în pat. Păi mă, nu-i mic, fără să stea cu tine pe genunchi. Nu-i mic ca să cânte când cântă adunarea. Nu-i mic. Ține cont de ceea ce vă spun azi prin Domnul Iisus și cuvântul Lui. Vulpile mici strică viile care sunt în floare. Și cu ce rămân atunci ăștia? Uită-te cu ce rămân. Gonește orice necaz din inima ta și depărtează rău din trupul tău. Cu astea două rămâne. Cu rău în trup și cu necazul în duc și în suflet. Apoi astea muncesc pe tânăr, pe tânără, astea muncesc. Și își găsește plăcerea doar în prieteniile extra bisericii. Și acelea Cuvântul lui Dumnezeu ne spune clar, prietenia cu lumea este vrăjmășie cu Dumnezeu. Am fost într-o biserică a Clujului și fiindcă nu avem timp, cum nici acum nu prea avem timp, am să știți ce, decât să vă țin acum nu știu cât o predică, facem altceva. Toți cei necăsătoriți să se ridice în picioare. Și s-au ridicat în picioare și s-au ridicat și cei de 4-5 ani, că vezi, erau și ei necăsătoriți. S-au ridicat cu toți în picioare. Mă, câți de aici sunteți botezați de Domnul cu Duhul Sfânt? Păi nu fost doar 2-3, dar ei erau mulți. Stăruim, mă, hai la stăruință. Și apoi la stăruință, câte unii făcea așa, alții făcea așa, nu știai ce le trebuie. Veream la fiecare, îl plângeam de mână și ziceam odată, dragă-te măr, să te aud și eu. Și la altul, și la altul, și la altul. Și am început o rugăciune. Ca trei sferi de oră ne-am rugat, a început Duhul Sfânt să boteze printre ei și mai mic și mai mari. Și după aia eu ne-am luat pe-ai mei și am fugit că m-a așteptat și cu Stan în zorilor la adunarea lui acolo și am fugit acolo. După ce s-a terminat și acolo, îmi dă telefon de acolo dintre ei un frate și spune, frate Hozan, Doamne, ce-am pățit azi cu copiii ăștia? Pă ce-ați pățit? După plecarea dumitale, o oră și aproape o oră jumătate, nu i-am mai putut opri. Tinerii
strigau, plângeau, se rugau. Bătrânii erau plini de griji. Mă, nu-i bine cu copiii ăștia, vă să-i oprim. Liderul de tineret printre ei, destul, opriți-vă, destul, opriți-vă. Mă, nu i-au putut opri. Ei, vedeți cât e de mic când sânge pe Domnul să schimbă, mărească-i să numele. Că Dumnezeu nu schimbă inimile. Cum era Daniel, după cum ne scriu cărțile? Avea 8 ani și a devenit prorocul cunoscut în tot Israelul. Apoi cum erau alții, tineri, mulți pe care i-am cunoscut, de tineri au început slujba în casa Domnului, cu poezie, cu lacrimi, cu cântare până la lacrimi, cu predicare pe măsura lui și așa mai departe. Și ei au ajuns oameni de bază a adunărilor. Dar dacă îi lași așa în plata lor, apoi să vezi că vulpile alea mici pot să strice tare. Acum, uite-te îndemnarea cea mai mare pe care a citit-o fratele și o citim și noi. Dar adu-ți aminte de făcătorul tău în zilele tinerețe tale, până nu vin zilele cele rale și până nu se apropie anii când vei zice, nu găsesc nicio plăcere în ei. Atâția oameni, după ce îmbătrânesc, nu mai au nici chef de viață. Stau lâncezând, apoi ce să mai fac, apoi nu mai pot, apoi gata cu el. Dar lucrurile astea, și din pricină că te lași așa, am întâlnit un frate a cărei nevastă murise anul ăsta. Și atâta era de distrus și vai că a rămas singur și... Mă, trezește-te, mă, unde ești? Păi trezește-te, bă, ce-ai rămas singur, mă? Păi Dumnezeul tău a murit, mă? Păi ți-a murit nevasta? Păi n-a murit, mă, nevasta s-a dus la Domnul Iisus. Nu crezi asta? Ba da, atunci fii vesel, mă, ridică capul. Nu te plânge, mai ai de trăit, apoi știi cât? Nu știu. Păi dacă nu știi măcar cât trăiești, nu trăi amărât și chinuit. Glorifică pe Dumnezeu, slăvit să fie El. Și nevasta mea Dumnezeu a chemat-o acasă și a fost sigur că s-a dus la Iisus. Dar eu n-am încetat. De îndată ce ea a plecat, ca și înainte cât ea trăia, mă duc și vin, mă duc și vin și îl slujesc pe Iisus. Aleluia. Glorie Domnului! Aleluia. Nu înseamnă dacă-ți moare nevasta, păi gata, să mor și tu. Dacă-ți moare un copil, vai de mine, ce catastrofă! Bă, oamenii se perindă, măi, așa e cursul lumii. Tu trebuie să fii deștept, cât trăiești să-L slujești pe Dumnezeu. Fie slăvit numele. Amin. În același timp, ca tânăr, trebuie să știi că Domnul iubește tinereța. Domnul iubește pe cei tineri foarte mult. Și îi le dă și semnul ăsta care l-a citit acei cuvântul lui Dumnezeu ne-l povestește așa de minunat. Până nu-ți trec poftele, auzi, în trupul unui tânăr să-ți bat poftele, dar acestea Dumnezeu le-a lăsat ca să te maturizeze, să te conștiincizeze, să te pregătească, să devii un tată, să devii o mamă. Dumnezeu a lăsat asta. Dar în timpul ăsta nu trebuie ele să te conducă, nu trebuie ele să te învingă. Tu trebuie să învingi, tu trebuie să predomini și totul să predomini urmând pe Iisus. Fie slăvit Domnul și să te păzești curat. Doamne, ajută pe toți tinerii. Mi-aduc aminte când Domnul a început să mă cerceteze. Avem cam 16 ani la Turda.
și se făceau sărbătorile alea mari de 23 august, de 1 mai. Apoi toate străzile erau cu drapele puse acolo și treceai pe trotuar pe sub drapele. Dar în duhul meu și în mintea mea, și asta mi se părea un păcat, unde vedem drapelul atârnat, eu nu mă băgam sub el, merem pe deoparte, să nu întristez pe Duhul Sfânt, că noi avem un drapel care nu seamănă cu drapelul unei țări sau unui politici, ci drapelul nostru e Hristos, amin. Glorie Lui, amin. Sub El să intrăm, sub El să ne adăpostim. Eu nu mă putem bucura de câte toate. Merem la adunare, după adunare, special sala. Tinerii s-adunau grămadă așa și apoi ca tineri începeau să vorbească, ba de fete, ba de una, ba de alta. Păi mă băgam și eu un pic între ei, mă uitam, apoi vedem pe unii că erau așa de firești, când unul povestea ceva din lucrurile astea ale firii, apela la ai, făcea dintr-o un picior sau din celălalt, sau când vedem așa pornirea firii, o luam pentru ei. Plecam unde erau bătrânii. Acolo, fratele păstor, Vasiliucu de dragă, păi nu stă pe aici cu bătrânii. Du-te acolo, de acolo tinerii. Nu mai ziceam nimic, merem acasă. Măcar că acasă ei nu erau pocăiți. Dar merem acasă. Decât să stau și să râd de lucruri demonice, firești, asta e o majocură cu tine însă-ți. Tu te emancipi în cele străcate, măi. Păi nu lăsați via în floare să-ți o strice vul din astea mici nebăgate în seamă. Nu le lăsa. Fii tare! Dumnezeu să te binecuvinteze. Nu mai am timp, că fratele a zis să terminăm la 12. Dar totuși aș dori ca nimeni să nu stea nepăsător de azi înainte de harul ăsta mare, pentru că cuvântul ne spune: bucură-te, tinere, în tinereța ta și fii cu inimă veselă. Dar dacă iei numai atât, bucură-te în tinereța ta, apoi poți să te duci în tot felul de bucurii. Dar fii cu inima veselă, bucuriile lumești, numai pe dată te înveselezi și după aia te întristează bucuria în Duhul Sfânt. Ține toată viața, măriți să fie Domnul. Amin. Nu vă lăsați amăjiți, țineți-vă strâns legat de Domnul Iisus Hristos, căci oricât aș vorbi eu și Eclesiastul și-a dat seama, oricât ar scrie și ar povesti, el zice în versetul 12, încolo, fiule, ia învățătură din aceste lucruri. Dacă ai voie să faci o mulțime de cărți, să știi că n-ai mai isprăvi și multă învățătură obosește trupul. Să ascultăm, dar, încheierea tuturor învățăturilor. Care ei? Cu ce poți încheia totul? Teme-te de Dumnezeu, auzi numai, și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om, căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău, nimic nu rămâne, totul iese la lumină. Acum te bucuri de lucruri slabe și mâine le plângi. Bucuriile astea, mâine le plângi. Eram acasă, venit din misiune, obosit de numai, dar frații din Cujir nu mai tăcea să mă duc la ei mar sara. Persida, păiticule, nici acum mai ai pace. Păi nu-i destul cât ai
umblat pe toate coclaule. Păi stai un pic, dar nu pot acum, tu hai să mergem până acei. În timp ce mă gândeam și am și mers, mă sună cineva din apropiere de Târgu Mureș. Frate Hozan, unde vei fi de sară? Băi, de sară voi fi la Cujir. Și eu vin. Hai, da, dragă, își spune el numele, o nume maghiar. Vino. Când îs în Cujir, nu l-am cunoscut. Măcar așa l-am mai văzut, dar nu l-am cunoscut în munține. Dar când ne-am rugat pentru bolnav, vine și el și nevastă s-a... Și pe nevastă s-a părea cunoscut, o întreb, tu de unde ești, de aici? Nu, eu din cutare loc, vine el, dar păi eu te-am sunat, nu, fain. Nevastă s-a are ceva de a mărturisi, mă rog, pentru ea, vine el. Frate Hozan, eu am dat de bani. Cum ai dat de bani? El era un om de rugăciune și tot timpul telefona și aducea în biserică frați evanghelii și proroci și așa. Și acum, mă, îi bai cu mine. Dar ce s-a întâmplat? Păi să spun acum, ce să mai ascund? M-am tot uitat pe internet la lucruri din astea care mi-au mânjit mintea. Și eu am crezut că stare și eu birui, ce-i dacă văd aia sau aia? Dar altceva s-a întâmplat. Am vreo 3 luni de zile, în urma mânjirii minții, nu mai am credință. Nu mai pot crede nici că există Dumnezeu. Mă duc la adunare, mă rog și eu, cânt și eu, dar nu pot crede nimic. Ce să mă mai fac? Păi ce să te faci, mă, eu știu ce să te faci. Dumnezeu locuiește într-un cușet curat. Păi dacă tu ți l-ai mânjit, Dumnezeu a fugit de acolo și te-a lăsat cu prostiile tale, la care ți-ai uitat tot timpul. Să-ți fie rușine, ce să-ți mai zic? Totodată pocăiaște-te, mă! Sparge aparatele alea, televizor și astea, zvârlele de la tine, mă! Nu te mai uita, dacă n-ai fost în stare să le stăpânești, acum sparge-le, mă, și zvârle toate din casă. Și nu te mai uita. Dar păi zice și pe telefon, zvârle și telefonul, mă! Că neam de neamul tău n-a avut telefon. Și-o trăit mai fericit decât tine, că toată ziua bâțări și strici mintea, mă! Să-ți fie rușine, mă! Frate Hozan, mulțumesc și de cearta asta, dar tot aș gândi eu că dacă dumneata le te rogi pentru mine, Dumnezeu s-ar îndura să-mi dea iară credința. Bine, mă, pun-te în genunchi. Pus în genunchi și m-am rugat acolo. Am plecat, nu știu ce s-a întâmplat. I-a dat iară credința, ori nu i-a mai dat-o. Că Dumnezeu pe oamenii lasă în voia pornirii minților blestemate. Să-și urmeze sfaturile din inima lor, dacă nu ascult de cuvânt. De aceea, nu uitați, vin zile când toate îți vin în față, tot ce ai făcut și trăit. Mai mult, vine judecata viitoare și înaintea judecății și eu și tu care mă asculți, tânăr, bătrân, vei sta acolo. Să nu crezi că dacă tu ești un copil de 8-9 ani, nu vei sta la judecată. Și tu sta la judecată. Să nu crezi că Dumnezeu va avea milă de copii mici, că vai de mine, îți nevinovați. Nu va mai avea milă mai nici de ăia. N-au fost copii mici la potop? Câți a salvat din copii mici? Niciunul. N-au fost copii mici în Sodoma și Gomora? Câți a salvat de acolo? Niciunul. Și judecata care vine nu va salva decât cei curat. Glorie Lui! Amin. De aceea vă îndemn încă o dată, în special pe voi, pe tineri, puneți capăt oricăror nelejuiri, oricăror gândiri, oricăror priviri la lucruri deșarte, spurcate. Și întăriți-vă în Domnul
și în puterea tăriei lui, crezând cu tărie că el vine și noi trebuie să stăm înaintea lui, slăvească-i să numele. De aceea repet încă o dată Sfântul Cuvânt citit, dar adu-ți aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale. Acum trebuie să știi că Iisus e Domnul tău, că Dumnezeu Tatăl te-a creat și nu te-a creat pentru iad, ci te-a creat să mergi cu El în rai. Doamne ajută-ne! Amin! Amin! Afară v-am expus iară câteva cărți și mai noi și mai vechi, cei care puteți să ajutați ca să avem ce împărți și ce da la săraci, că cu munca mea ajut pe alții. Cărțile mai mari sunt 20 de dolari, cărțile mici sunt 10 dolari, dar puteți da și câte 1000 dolari. Doamne, fii slăvit! Și acum, fiindcă fratele stă cu viața în sânge, aș dormi ca să mai întrebi, ca totdeauna, vreți cineva vreo rugăciune?